Multă sănătate, dragi prieteni, suntem la Brașov, astăzi 19 iunie 2019, la Centrul Educațional pentru Detoxifiere și Regenerarea Organismului. Suntem a treia serie de participanți și ne bucurăm de lucruri uimitoare pe care vrem să le împărtășim cu dumneavoastră. Știți, sunt multe vești bune care ar fi păcat să le ținem doar în lăuntru, în timp ce o mulțime de oameni au nevoie de aceste informații valoroase. Realmente trăim la fiecare serie minuni, lucruri uimitoare care se petrec cu oamenii care vin aici în acest proces de detoxifiere, de reechilibrare chiar psihică și ne bucurăm de rezultate uimitoare, mulțumim lui Dumnezeu pe această cale pentru faptul că lucrează într-un mod uimitor. Astăzi avem trei prieteni care au avut bucuria să își depună mărturia personală pentru a încuraja. Scopul este de a încuraja oamenii să apeleze la acest proces de detoxifiere și echilibrare pentru învingerea bolilor, unele dintre ele destul de crunte. În mare măsură, astăzi vom avea vești bune pentru 1.600.000 de diabetici din țara noastră, pentru faptul că, în mare măsură, despre învingerea diabetului, această boală perversă, despre asta este vorba. Pentru început îi rog să se prezinte, începând de dumneavoastră. Numele este Ferke Gheorghe, sunt din Zăbrău, județul Arad. Am venit aici cu dorința de a mă face bine. Nu a fost alt scop, am venit cu scopul ăsta, am auzit că aici se face minunile lui Dumnezeu și am venit și eu să văd dacă într-adevăr se fac minunile lui Dumnezeu. E adevărat, am avut diabet de 17 ani în urmă, printre care doctorii s-au zbătut și ei să facă ceea ce au știut, ceea ce li s-a pus să facă. Le mulțumesc frumos pentru lucrul acesta, chiar și lor, dar venind aici, mulțumesc frumos lui Dumnezeu, în primul rând, apoi domnului Sorin Nicola, care dânsul se ocupă de lucrurile acestea. Vreau să vă spun, diabetul meu de 17 ani, de 7 ani și jumătate în urmă, fac insulină de 3 ori pe zi. Dimineața, Novorapidul, făceam 34 de unități, la miaz 34, seara 32. Dintre care dimineața făceam și Levemir 36 și seara Levemir 46 de unități. Acum, după ce am început să trăiesc viața aceasta care este bună, pot să spun este bună, este încurajatoare, este o viață care ne duce spre bine și mă simt mult mai bine de când iau tratamentul acesta de plante așa cum mi s-o rânduit de aici, de la centru. Plus, pe lângă asta, vreau să vă spun că am redus insulina. Am redus-o de la 34 de unități dimineața, de Novorapid care a făcut-o. În dimineața aceasta, de exemplu, mi-a făcut 12 unități și 16 unități de Levemir. Seara, numai de două ori pe zi mai fac acum, nu mai fac de trei ori, numai de două ori. Seara fac undeva la între 6 și 8 unități de Novorapid și între 18 unități fac de Levemir. Deci se vede foarte clar că diabetul merge jos și nu am crezut chiar că are așa mare eficiență în așa scurt timp. Pentru că având de atâta vreme diabet, nu am mai crezut că o să fie chiar lucrul ăsta. Am avut și tensiune de la diabet și tensiunea, dintre care tensiunea nu mi-a niciun medicament. Acum, ultima oară când mi-a fost luată, am avut 130/60. Deci, se vede minuni miraculoase. Mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Da, mă bucur. Într-adevăr, este bucurător, mai ales pentru diabetul de tip 1, cel care este dependent de insulină, cu doze destul de mari, un organism care este deja învățat pentru termen lung să tot primească insulină din afară. Nu,
Aici suntem de aproape 10 zile, da? La centru, da? Aproape 10 zile. Iar dumnealui, soția, m-a sunat cu ceva timp în urmă ca să se pregătească pentru venirea aici. A făcut schimbări remarcabile înainte să vină. A început o dietă crudivoră, vegetariană, bazată numai pe hrană crudă și cu sucuri, bineînțeles, sucuri de clorofilă, sucurile verzi, varză, ulie, de asemenea, rădăcina de țelină, castravetele, ceapa, care este excepțional ca suc pentru a putea să reducă glicemia, plus ceva plante. Când am venit aici, bineînțeles, am intrat în forță și am început cu cele mai bune plante, plante nu doar autohtone, ci și plante din întreaga lume, cele mai bune vârfuri de atac pentru boala diabetică. Am continuat cu sucuri, cu hrană 100% crud, cu, de asemenea, programe de exerciții fizice și mai ales programe de liniștire a sufletului, de dobândirea păcii sufletești, care sunt extrem de valoroase pentru echilibrarea stresului, pentru că glicemia poate să urce destul de amenințător și pe hormonul cortizol, poate să fie modificată răpăstios datorită emoțiilor negative, a stării tensionate și este de lucru și aici. Oricum, suntem bucuroși să vedem că diabetul insulinodependent începe să răspundă atât de bine la aceste tratamente. Am înțeles că pe viitor aveți gânduri mari, nu? Da, pe viitor, deci vreau acum să țin cura asta chiar așa strict pe 6 luni de zile și de acolo încolo vreau să trec la vegetarian pentru că este mult mai bun față de... Am mâncat foarte multă carne înainte și acum aș vrea să trăiesc o viață decentă, o viață în care să pot să fiu sănătos, să pot să fac de toate. Cât am mâncat bine și am zis că mănânc bine, am avut o viață care n-am putut face pe multe. De acum, de când am trecut la crudități, la vegetarian, mă simt mult mai bine, pot să merg mai bine, pot să și fug chiar. Înainte nu puteam merge 100 de metri dacă trebuia să merg. Aveam durere de picioare, de ziceam că numai să nu mă duc. Dar acum este foarte bine. Da, suntem bucuroși. Aveți, într-adevăr, motive ca să mergeți înainte, să continuați. Multe motive, propria sănătate, familia, copiii pe care iubiți. Și nu, vă dorim din toată inima stabilitate, sănătate vibrândă și putere ca să povestiți și altor oameni care au atâta nevoie de mărturia dumneavoastră, care să-i încurajeze, să-i determine, să facă schimbări remarcabile în stilul de viață. Mulțumim, pentru că ați fost generos și ați vrut să povestiți experiența. Să începem cu dumneavoastră. În regulă, începem cu dumneavoastră, facem o rocană. Vă rugăm să ne spuneți cine sunteți și care este experiența noastră? Locuiesc în județul Brașov, mă numesc Fred Laura, am 73 de ani și sunt depistat, am fost depistat acum 14 ani cu diabet și insulinodependent, nu de la început, am fost pe pastile, Sioflor mai precis, 500 de miligrame. Și mi s-a prescris și un regim pe care, trebuie să recunosc, nu l-am prea ținut. N-am ținut. Deci nu a dat rezultate, dar în 2011 mi-a murit fratele de diabet, mai mic cu 9 ani ca mine, și m-a pus pe gânduri. Atunci m-am prezentat din nou la medic și mi-a spus, analizele erau foarte mari, 260, 270, erau mai multe analize, strânsesem mai multe analize și medicul de diabet mi-a spus că este imposibil să o mențin cu medicamente și că trebuie să trec pe insulină. Am început din 2011, din noiembrie, să fac insulina și regimul alimentar era cam același, dar schimbasem câteva lucruri, în sensul că nu mai mâncam atâta pâine, nu mai beam atâta zahăr, nu mai consumam lapte, nu mai consumam grăsimi
Și lucrurile s-au pus puțin la punct, ajutat de insulină, am reușit să reduc până la 140, 130, 90, deci în braja aceasta de valori să juca diabetul. Acum trebuie să recunosc, niciodată nu m-am rugat pentru descoperirea unui centru de diabet, așa cum este actualul centru unde sunt acum și mulțumesc domnului Sorin. Eu n-am știut nimic despre lucrurile acestea, am fost adus de fiul meu aici, fiul meu aduce la grădiniță unul dintre copii în cartierul acesta și am aflat de domnul Sorin și de centru și nu mi-a propus, m-a obligat. Tată, trebuie, este imperativ, trebuie să mergi la centrul acesta de diabet. Să te detoxifici și să faci tratamentele care prescrie acolo timp de 2 săptămâni. Am ascultat, bineînțeles, toate că părinții nu te ascultă de copii, că am făcut-o. Mulțumesc lui Dumnezeu, deci fără să mă rog, și asta trebuie să punctez, pentru că n-am știut ce să-i cer lui Dumnezeu. Eu știu, am citit toate instrucțiunile care mi-au fost date de către cercul centrului și cunosc multe dintre acele elemente care m-ar fi putut ajuta, dar le-am luat haotic. Bineînțeles, amestecate și, trebuie să recunosc, cu carne. Dacă nu în cantități mari, dar și carne. Atunci, venind la centru, fără să știu multe amănunte despre acesta, am aflat că aici trebuie să consumăm numai unități și trebuie să bem aceste sucuri tot făcute din unități. Și am luat decizia, nu știu dacă, la nicio sugestie, deci personală, să întrerup orice medicament. Deci nu am mai luat nici sulfur, nu mi-am mai făcut nici insulina. Bineînțeles, diabetul în ziua de astăzi, după 12 zile cât avem, de când suntem aici, mi-a scăzut la valorile pe care le controlam cu glicemia, cu injecția, cu insulina. Deci 113 am avut azi dimineață și nu e prima zi, ieri am avut 140, alaltă 145. Bineînțeles, de dimineață până mâncate, n-am băut nimica, nici apă, am luat aceste valori cu glicometru și mi-au dat aceste valori. Deci, ce vreau să spun este că am ajuns la valoarea pe care o aveam înainte cu insulina. Deci am renunțat la insulină și mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Vreau să continui, termin imediat, vreau să continui în continuare acasă, cel puțin 6 luni, așa mi-am propus. Multe dintre elementele am în grădină sau la țară, unele am să le cumpăr din comerț, unele, altele am să le comand, de unde îmi pot fi aduse, și am să încerc să folosesc aceasta timp de 6 luni. Mulțumim și ne bucurăm. Ne bucurăm de experiența dumneavoastră, de decizia frumoasă, de ce se întâmplă cu dumneavoastră, cât și de bătaia pe timp lung în ceea ce privește hotărârile care le luați. Eu sunt convins de faptul că dacă într-un timp atât de scurt se văd miracole, consecvența pe termen lung va duce la echilibrare și rezultate fantastice, nu numai asupra reglării glicemiei, dar și arterele vor începe să devină suple, să se curețe de colesterol, organismul se va reechilibra, se va regenera chiar, în 6 luni de zile putem vorbi de proces de regenerare, de refacere chiar, și cu siguranță veți avea bucurie cu ajutorul lui Dumnezeu. Vă mulțumim pentru deschidere și vă mulțumim multe sănătate. Suntem recunoscători pentru ce se întâmplă aici și cer scuze celor câteva mii de pacienți care nu au avut această șansă și poate că la unul dintre ei am ocupat eu locul. Dar sunt bucuros pentru asta și mulțumesc lui Dumnezeu și celor care se implică în acest centru. Ideea este de a se populariza, în special, informația. Nu vor putea să vină toți aici, sunt convins. Nu asta e ideea.
Ideea este ca oamenii să poată să înțeleagă că stilul de viață schimbat. În prima fază, hrană crudă 100%, se opresc aici, nu folosim fructele în prima fază, fructele dulci deloc, sigur. Sucurile sunt în mare măsură de clorofilă, mă refer când e posibilitatea uzică, frunzele de păpădie sunt grozave, pentru că au o influență excepțională asupra ficatului pancreasului. De asemenea, pătrunjelul este foarte, foarte bun și, în general, toate frunzoasele, verdețurile. Mai merge foarte bine familia crucifere, varză, brocoli, gulii. Merge foarte bine rădăcina de țelină. Și acestea cam sunt sucurile care pot să fie folosite. În plus, hrană crudă 100%, cu semințe de grișcă. Cei care au intoleranță la gluten primesc bine fără gluten. Desigur, nu lactate, nu carne, nimic de origine animală, totul crud, doar o mică ciorbă infuzată din când în când ca să-și aducă aminte de o ciorbiță, dar este doar o infuzie pregătită, vă trebuie câteva rețete de calitate. Și apoi plante valoroase, mă refer la schinduf, semințele de schinduf, mă refer mai ales la afin, la brusture, la salvie, care sunt printre cele mai bune oferte autohtone, dar sunt alte plante, cum este gimnea silvestre, cum este indian chino, cum este castravetele tibetan, nomordica, ganoderma ciupercarei și care este grozavă și ea. Acestea sunt plante excepționale pentru reglarea de glicemie. În același timp, exercițiu fizic în limitele toleranței individuale și foarte multă bucurie, fără stres, viața liniștită, ordonată, în principiu, sigur, mai sunt amănunte de povesti, dar în principiu, nu este complicat, iar rezultatele sunt extraordinare, întoarcem la stilul de viață edenic și se întâmplă lucruri minunate. Mai avem aici, așa spuneți. Vreau să amintesc un lucru, pentru că glicemia, cu atâta insulină cât am făcut, așa, merita asta. Deci era peste 200 dimineața. Dimineața când mă trezeam era peste 200. Și a fost în alte dimineță care m-am trezit și la 300 a fost insulină. Cea mai mare glicemie pe zi, cât ați avut-o? Păi am ajuns și la 400, 450. A fost când am avut-o peste 500. La 580 am avut-o. Da. La 580 am avut-o. Dar deci cu toată insulina, nu știu, dar faptului că luați medicație serioasă, uneori dimineața era peste 200. Peste 200. Și doctorul spunea tot mereu, fă cumva și scade. Nu scădea nicicum. Ei, acum, dimineața, la 137, 140, 140 și ceva, sub 150 am avut de când sunt aici. Și acum, la amiază, chiar a fost doamna asistentă și mi-am luat, a fost 112. Și cu insulină mult, mult mai puțin, a scăzută dramatic insulina, deci sunteți pe drumul cel bun și ne bucurăm. Trebuie doar să continuați. Slavă Creatorului! Avem aici încă un suflet drag, îl rugăm să se prezinte. Da, mă numesc Felin Ioan, sunt din județul Mureș, sunt Ana din Mureș. Am 69 de ani. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce s-a făcut aici. Și vă spun de ce. Am mers la medicul de familie pentru că mi-au apărut niște pete pe mână. Și medicul de familie îmi spune, uite, îți dau un bilet, du-te la dermatologie. Mă duc acolo și doamna de acolo zice, nu-i bine ce văd. Uite, îți dau un bilet de trimitere, te duci, faci sângele, faci tot și într-adevăr m-am dus, am umblat cam 3 săptămâni să-mi fac toate analizele. Și pe analize a ieșit că am diabetul în jurul la 200. Am fost într-adevăr speriat. Și am zis că nu se poate, că eu nu am întâlnit timp, am arit cea mai tare tabletă pentru diabet. Și luam una dimineața și una seara. Și între timp
vine rândul să mă duc la diabet, la medicul de la diabet. Și acolo îmi spune că v-am spus, domnule, să treceți pe insulină. Și eu am fost așa de descurajat și am spus soției că nu trec pe insulină. A trecut timpul și iar mă duc la medicul de familie și medicul de familie îmi spune ți-am spus să te duci și să vorbești cu doamna de la diabet și să treci pe insulină. Și eu am zis să nu, să se întâmple orice, dar pe injecții nu, să mă duc pe insulină. Și aproape un an jumătate am avut 200 și peste 200. Am ajuns ca să am 227, cel mai mare, pe care îl știu eu. Poate că vreun timp am avut și mai mare, dar atât am știut eu. Și de la diabet îmi spune că n-am ce să vă fac. Am fost necăjit, am zis, scrieți medicamentele și eu le iau, dar cu medicamente cu tot aveam atâta. Deci medicația obișnuită nu putea să o scadă, necesita o intervenție mai puternică de faceți insulină. Și am fost foarte necăjit, m-am rugat lui Dumnezeu, soția îmi gătea așa ca pentru diabetici, așa cum dieta obișnuită care se ia scrie, cum știa ea. Da. Și am auzit între timp de centrul acesta. Și Lenuța zice, dacă nu, atunci trebuie să treci pe insulină. Și Nora din spate a făcut că nu mie. Și zice, lasă-te, dacă am eu adresa de la Brașov și vorbim acolo. Într-adevăr, am vorbit. Și până la urmă v-a primit în seria asta. Și se întâmplă că luni primesc telefon că trebuie să, adică am loc la Brașov. Așa de fericit am fost și am mulțumit lui Dumnezeu că într-adevăr se îngrijește de oameni care strigă către el. Așa este. Și am venit. Dar țin să subliniez faptul că dumnealui a trecut și printr-un accident vascular cerebral destul de sever care, mă rog, a afectat și auzul, are o hipoacuzie, în plus are o cardiopatie hipertensivă, osteatoză hepatică, lombalgie, depresie, plus hipertrofie de prostată. Deci a fost un cumul de mai multe afecțiuni când a venit aici. Și ce s-a întâmplat aici? S-au asigurat toate. Și așa a venit domnul Ovidiu după noi și ne-a dus pe la dormitor și pe urmă ne-a dus aici să vedem unde suntem. Acum ce mai am început ziua, prima zi, duminică, am mâncat, că am fost și frământ și obosit. Dar luni când am mâncat, am zis că oare toată mâncarea așa e, nici sare, nici pus, nici una, nici alta. Și am zis, Doamne, ce se întâmplă aici? Și vine dimineața cu sucurile, vine cu paharele, vine, se trebuie multe. Le-am băut. Și la două zile am prins gustul și la mâncare și la toate celelalte. Între timp
N-am măsurat diabetul. N-am vrut să știu că cât am. Și acum, cum a trecut săptămâna, cu colegul de cameră, cu domnul Aurel, am luat diabetul și aveam 160. În altă zi am avut 140 și am mulțumit lui Dumnezeu că eu n-am avut niciodată atâta. Și după aia îmi zice Iuliana că de ce nu vii să-ți iau glicemia? Și am zis că dacă ziceți, eu vin. Și am venit în câteva dimineți și tot scădea, tot mai puțin. Datorită alimentelor pe care le-am mâncat pe aici și sucurilor pe care le-am primit și mai mult de atât pentru cuvântul care s-a spus pentru sufletele și inimile noastre, aici am găsit o liniște sufletească deosebită. Mulțumesc! Că îmi spune Lenuța că nu te dorește acasă, zic, nu, că eu unde mergeam, mă doream acasă și nu vroiam să stau acolo. Și azi mi-a luat diabetul și am avut 103. 103 dimineața asta? 103. Am celebrat bucuria și cu toți prietenii de aici, participanți la... Mi-a pus lacrimile. Și am ieșit afară și am sunat-o pe Lenuța și i-am spus, uite ce a făcut Dumnezeu, am 103. Domnul și Leonor Lenuța m-a sunat după 10 și mi-a zis că așa se bucură copiii și și ea. Ne bucurăm de familia care... Și... Se mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând. Sigur, El este Cel care merită totul. Și în al doilea rând să mulțumesc conducerii de aici și la bucătărie pentru ceea ce s-a făcut. Și ne vă mulțumim mult pentru... Am să spun la toți când mă duc acasă pentru... Acum a început să le scadă major. Că dacă cât vreau să spune, câte medicamente mai luați acum? Acum? Da. Am luat Amarilu, dar mi-a spus Iuliana să nu mai iau. Și n-am mai luat. N-am mai luat. Și de acum nici nu mai iau Amarilu deloc și vom vedea care e situația. Sigur. Dar eu cred că Dumnezeu va face minuni și face prin centrul acesta. Da. Vă mulțumim pentru mărturia care ați depus-o cu bucurie și noi suntem mișcați de ceea ce a făcut în viața dumneavoastră. Ne bucurăm pentru triumful dumneavoastră asupra acestei boli. Ne bucurăm pentru ceea ce se întâmplă, bucuria și de acasă și de faptul că veți putea merge, veți putea continua, veți putea să redobândiți sănătatea vibrândă și ne rugăm la Dumnezeu ca mulți alții să experimenteze aceste lucruri. Cei care nu vor putea să vină aici, cel puțin, să facă schimbări remarcabile acasă, să încerce o dietă cât mai aproape de natură, cât mai multă hrană crudă, cât mai multe vegetale în forma lor nepreparată termic, cât mai multe salate, în același timp nu alimente rafinate, exercițiu fizic din belșug, liniște sufletească care face foarte mult și mai beți sucuri din când în când, măcar o doză bună de sucuri. Clorofila este excepțională, probabil nu există ceva care să concureze cu efectele ei detoxifiante și regeneratoare. Îi mulțumim lui Dumnezeu și cei care doresc să apeleze la serviciile noastre. Prietenii, sper să fi fost încurajatoare aceste testimoniale, să vă fi fost de folos pentru schimbul de stil de viață, pentru că acesta este scopul principal acestei prezentări. Multă sănătate vă doresc, cu experiențe frumoase în viață, cu familii fericite și cu sănătate deplină cu ajutorul lui Dumnezeu. Doamne ajută!